Bun găsit, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi la acest proiect minunat. Ediția de astăzi se anunță una extrem de interesantă pentru că sunt convins că 99,9% dintre dumneavoastră iubiți animalele și sunt convins că foarte mulți dintre voi aveți cât un animal de companie în, în, mod deosebit vorbim aici despre câini. Dragi prieteni, am onoarea în acest podcast, în această ediție specială, să fie alături de mine, așa cum l-au botezat colegii ziariști, Uh, dresorul uh, vedetelor, nu ved, animalelor că el Edesorul nu dresează vedetelor. Vede, dresorul, dar nu a vedetelor, <laughs> ci animalelor de companie ale vedetelor. Este alături de mine Mihai uh, Nae uh, Profesia lui uh, este de dresor, dar are și o mare pasiune pentru cântat El deja are foarte multe colaborări și foarte multe apariții. Mulțumesc tare mult, Mihai, bine ai venit Bine v-am găsit, eu vă mulțumesc Ce faci? Uh, muncesc, 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 muncesc uh, și cam asta mi ocupă tot timpul. Uh, ce iubești mai mult? Uh, meseria de artist sau meseria de... Uh, sau profesia de dresor? Ce meserie uh, lămurește-ne? Știi cum e? Uh, M-am gândit că la un moment dat o să mi se pună întrebarea asta. Uh, Uite că ai ajuns la momentul adevărului. Și m-am gândit, nu sunt ipocrit, mă știți, și m-am gândit întotdeauna ce voi răspunde. Eu, eu, eu cred așa, că m-am gândit așa, partea asta cu muzica, da? Între ghilimele, cariera mea muzicală, între ghilimele am spus, da? Mi-este ca o soră, ca un frate, ca o soră. Da? Deci mai mult decât un hobby. Iar partea asta cu dresajul canin. Îmi este ca un copil școala de, de dresaj, pentru că a trebuit să cresc acest, uh, acest domeniu, în ceea ce mă privește. Și atunci, uh, crescându-l, uh, șlefuindu-l uh, și așa mai departe, m-am gândit că aș putea să-l consider ca și pe copilul meu. Deci, ce să spun, ambele sunt importante pentru mine și cred că, nu știu, cam atât pot face, de fapt, atât, atât îmi permite timpul. Nu știu dacă aș putea să aleg între ele, nu poți să alegi între fratele tău și copilul tău neapărat, sau între sora ta și copilul sau tău, doi tău frați, nu? sau între doi frați, dar nu cred că, se, nu cred că aș fi putut să... Merg în zona asta de educație canină. Fără disciplina uh, pe care uh, mi-ai mi introdus-o în viață, ca să spun așa, uh, muzica și tot ce înseamnă, tot ce a însemnat muzica în acești ani, mulți de altfel, încă de mic. Uh, deci eu am crescut cu muzica. Mai departe, uh, partea de dresaj a venit uh, imediat după și a trebuit să cresc eu zona asta de, de educație, mai ales că noi în România nu am avut un cult și a trebuit și nici nu pe... avem foarte și nici nu, mai bine decât acum 15 da, ani clar, da? orice. dar uh, uh, na, am muncit dar pentru spune -ne, asta Spune-ne ce te-a determinat să devii dresor de câini și că e clar de aici când te gândești și pui cu treba, cuiva întrebarea asta te gândești clar că ești un mare iubitor de câini am Sau spus, e doar o meserie? Așa, nu. nu știu. Ce uh, te a detenat să fii? Pasiunea pentru ciobonescul german. Eu am început. Wow. Uh, eu am început. Uh, celebru, nebunia asta? Da. da ne, nebunia asta uh, cu educația, cu câinii, cu uh, mi-am canalizat toată atenția pe, pe asta. În paralel și pe muzică, uh, din dragoste pentru ce german. De a, am fost nevoit să încerc să mi-l învăț lucruri atunci când mi-a fost uh, cumpărat uh, primul, pe știi. la da. fel că noi ne cunoaștem, tu știi de când timp ne cunoaștem noi? Nu știu, zi -mi. Ai idee? Vreau 15. Nu mai ții nimic, așa i Știi când ne -am, unde ne-am văzut prima dată? Nu. Nu mai știi nimic? Nu, nu, Hai, nu. cum așa? Uh, deci, fii deci, noi ne-am cunoscut la, uh, casa, în, la casa de cultură Nicolae Bolcescu când așa. eu făceam canto cu uh, profesorul de canto Marian Tănase. Iar tu prezentai Spectacole. toate spectacolele de la Ministerul de Interne. Așa. așa, aminte? așa. Cum nu, așa și da. În perioada aia, și au trecut 20 de ani de atunci, ca să știi 21, <laughs> <20 un pic, laughs> da. <laughs> așa. Ce <laughs> mică și, și în perioada aia eu aveam. îmi cumpărase bunica mea un ciobonesc de fapt îmi cumpărase maica mea cebunesc ăsta german și. na, eu, fiind Vrei crescut cu el... de bunica mea și ne creștea pe amândoi și cumva, na, de atunci eu am început cu Ciobănescu și n-avea cine să mi-l dreseze. Câinele, nu nu? am murit din nefericire. N-avea cine să mi-l dreseze. Și eu eram înnebunit după tot ce vedeam la televizor. După... Și zic, ia mă să încerc. Vreau să, vreau să spun că de asta am o admirație extraordinară pentru copiii care își doresc câini Câin. și i și ajuta și aș face orice pentru ei. Pentru că dorința aia de copil cumva m-a dus în punctul în care am avut în acum 20 de ani, cred că cel mai dresat câine din țară și ajunsese să, să joace în, în filme și în spoturi publicitare. Deci Și uh, nu te-a acuzat nimeni de exploatarea animalelor. Nu, dar nu cred că se punea problema în perioada aia și nici n-avea de ce să mă acuze. În primul rând că eram un copil care muncea foarte mult cu uh, cățelul lui, adică îl învăța tot felul de chestii. Îmi focusasem tot timpul. L-aveam scris pe hârtie, cu ore, cu antrenamente. Aveam de doar pe zi, în not. Și acum el. întrebarea firească, Mihai, este cum devii dresor? Cum ai ajuns tu să devii dresor? Iată, de la uh, prietenul Ciobănesc, cum îl chema? Rex îl chema, Ca bineînțeles. Pe toți îi chema, Rex, Alex, Rex, în da? perioada aia. Deci <laughs> de la Rex... Cum, cum devii? Trebuie o școală. A, ah, da, bineînțeles. Zine, Ideea este așa. Eu. În primul rând, trebuie să fii totuși un autodidact. N-ai cum. Și, dragostea, pasiunea pentru ceva, întotdeauna o să te împingă să devii creator cumva. Da? Să ai un. eu știu. O, o, să-ți găsești pârghii să-ți găsești pârghii pentru a a realiza anumite lucruri eu, eu pers personal am reușit să-mi iau atestatul din state pentru că în România să zicem că e mai dificil uh -huh. da, nu este imposibil uh, sunt anumite aici? Da, 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 sunt anumite reguli, dar eu am reușit să-mi iau atestatul de acolo pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung și la Cezar Milan. -ai cunoscut? Da, și am fost acolo și am wow. investit foarte mult în, în asta. În afară de asta am, am reușit să să, să, să Iau parte și la alte cursuri de psihologie canină pe care le-am absolvit și m-am cam oprit. Adică sunt convins, fără să jignesc pe nimeni, pentru că nu, de, nu asta este intenția mea, sunt convins că aș fi avut la momentul acela, nu știu acum, probabil că acum lucrurile s-au schimbat, aș fi avut la momentul acela aș fi avut mai mult de învățat de acolo decât de aici. Uh, acum, probabil, s-au schimbat lucrurile și uh, cred că și noi mergem într-o zonă corectă. Uh, dar vorbim despre America, până la urmă, mm -hmm. și m probabil că niciodată nu o să fim mai dezvoltați din orice punct de vedere decât, uh, nu știu, asta e părerea mea, decât da, nu, nu, uh, Statele Unite. Uh, da, nu știu. Cum a fost întâlnirea cu Cezar, celebru? Îl vedem de mici noi la televizor, în celebrele reality show-uri. Ai plătit un curs să adică el, practic, e Se plătește de aici. Leader, la da? momentul acela am fost singurul... Român? Nu, singurul din Europa care se înscrisese acolo. Celor de acolo le este mai ușor. De asta spun că industria asta pentru psihologie canină și educație și chiar și dresaj, pentru că întotdeauna am spus că este o diferență între instructor canin și dresor. Și o să explic și care este. Să notez da, că dar am învățat, am învățat foarte multe lucruri de la el și despre, despre câini. În primul rând am învățat ce înseamnă să fii dog behavior și persoană publică în același timp. Cum pui problema? Pui problema eu știu, Cam cum, cum o, da, e o mare diferență. El este un om păstrând care, în proporțiile, uh, e același lucru. Da, dar el e pe Discovery, adică este altceva. Am zis păstăm uh, proporțiile, proporții. E da. același lucru, da. Dar um, am văzut modestie, am văzut uh, radicalitate uh, și, ce să spun, asta mi-a plăcut. Adică să pot să. Uh, să înveți de la un om care este și radical, dar și modest totodată, și să uh, fie și pe înțelesul tău, și în momentul în care nu înțelegi ceva sau încerci ceva, uh, să aibă uh, capacitatea să-ți explice doar pentru că vede că îți dorești. Pentru că și asta contează. În momentul în care te duci la un curs și îl tratezi cu seriozitate, se vede. Cel din, cel din față, care îți predă ce îți predă, întotdeauna o să se sizeze. Și omul ăla chiar dă atenție cursurilor pe care le face și pune accent pe ele. Nu pleci de acolo fără noțiuni. Acum mai depinde și de tine. Da, are timp așa <gânt> pentru. Și televiziune. Se uh, se, fac, uh, uh, se face campus, se, adică ai câteva zile în care te închizi acolo cu el, și uh, e, un, e un loc foarte mare, uh, și uh, amenajat încât să fii pus în toate. Uh, toate situațiile, uh, ai, uh, ca să spun așa, câini pe care să-i lucrezi și pe care să arăți tot felul de... să si se pun întrebări, uh, ai o, un genul de examen care explici de ce ai face așa și cum ai face așa, care sunt variantele. E foarte inteligentă uh, treaba de acolo. Adică, experiența e unică. Da, și uh, acolo sunt niște minți luminate în ceea ce privește partea asta de, de dog behavior, de, de rezolvarea problemelor de comportament foarte mult, e pe asta foarte, pune foarte mult accent. Și uh, sunt gândite. Adică, uh, practic, are o echipă foarte, foarte uh, interesată de uh, nu de bani atât de mult cât de uh, rezultat. Și nu pleci de acolo fără informație. Dar, repet, depinde foarte mult și de tine. Chiar aveam uh, o discuție apropo de asta, dacă vorbesc prea mult să-mi spui. No, 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 uh, okay. Chiar vorbeam... Uh, ieri am avut o emisiune și am prezentat uh, uh, Rottweiler-ul ca și rasă. Și, bineînțeles, că am pus pe contul meu de Facebook o poză de acolo... Iar oamenii uh, imediat au început să să vorbească vrute și nevrute, bune și rele despre rasa respectivă și uh, eu am, uh, am încercat să explic pe scurt, pentru că timpul nu îmi permite să stau foarte mult, dar pe scurt că uh, orice câine, orice rasă, uh, poate să fie ok sau poate să nu fie ok, dar ține foarte mult de cel care ține capătul lesei. În cazul a câtor, câtorva rase, gen Rottweiler, Pitbull, Amstaff, Cane Corso, mai mediatizate, cu incidente neplăcute și așa mai departe, mediatizate negativ, uh, negativ, să... da, uh, Totdeauna am spus că cel care ține capătul lesei uh, face diferența. Eu am avut situații în care am avut în cazul de față sau acela, Rottweiler la lucru, era criminal și era doar pentru că acel câine nu era socializat, deci stăpânul nu era un om asumat și nu își asuma ceea ce trebuia să facă cu acel câine, cu acea rasă mai ales, da? Și am câine, câine acum cu stăpâni extraordinar de de conștienți de ceea ce și au luat sunt niște labradori îmbrăcați în rottweiler de o blândețe, de o gingășie de o... face diferența stăpânul, întotdeauna o să facă dacă ții un câine pe post de deținut nu o să fie niciodată un câine echilibrat. O să fie un pericol pentru ceva. Fie că este pentru, devine un pericol pentru alte animale, fie că devine un pericol pentru oameni, pentru copii. Adică e un câine care poate să pună probleme. Și este valabil și, pe, și am dat un exemplu foarte, uh, foarte bun. Uh, i-am spus uh, unui domn uh, care conversa cu noi acolo, uh, i-am spus că mi-aș dori să am una de un leu, vorba aia. Da, da, da. câți oameni au ajuns la chirurgie din, uh, din cauza uh, câinilor de talie mică? pechinez, eu știu ce alte bișonii, care sunt foarte nervoși, sunt foarte i-ați văzut că sunt, se repet la alți câini pe stradă, fac ei latră, sunt agitați când treci pe lângă. Pentru că și un câine de talie mică, și un câine de talie mare, și un câine de talie medie, și o rasă care, spre exemplu, există, și vă rog să vă uitați pe internet, sindromul câinelui mic, dacă o să citiți despre sindromul câinelui mic, o să vedeți că majoritatea dintre dumneavoastră ce aveți căței de talie mică, căței noastre suferă de, de, ceea ce explică oamenii acolo despre sindromul câinelui mic. Dar care... Nervozitate, agresivitate. De ce? Pentru că noi nu avem un cult pentru educația canină. Și câinele mic și câinele mare trebuie să meargă la școală. Trebuie să facă educație, trebuie să facă socializare. Dacă nu, se poate întoarce comportamentul lui chiar și împotriva noastră. Și asta nu înseamnă că nu ne iubesc câinii noștri. Pur și simplu, ei au foarte puține valori. Ei nu muncesc pentru uh, mașini, case, eu știu și așa mai departe, averii. Ei au o sing un singur scop: ierarhia. Poziționarea ierarhică, și de obicei, în 95% la 100 din cazuri, își găsesc și aleg o poziționare ierarhică greșită de dominare în general, doar pentru că nu cunosc partea frumoasă a lucrurilor. Eu dacă mi-aș socializa câinele, l-aș duce în parc, m-aș juca cu el, adică mi l-aș asuma corect, acel câine ar vedea o altă față a vieții și nu ar mai pune accent pe a se repezi la unul și la altul, a nu accepta al câini din contră, ar vedea bucuria, ar vedea și l-aș în stilul acesta. Uh, și am prezentat ieri, spre exemplu, o femelă de Rottweiler, un mascul de Rottweiler Extraordinar de, de uh, socializați, blânzi, Care îți dau siguranță că pot să, și uh, foarte mulți ori să fie suspicioși acum Dar credeți-mă, îți dau siguranță să-ți lași bebelușul cu el în cameră Știi sigur că nu poate să facă decât să-l bălească, să-l să pupe, să-l lingă cel mult sunt câini, agresivitatea este o urmare a lipsei de socializare. Ce ai zis de școala, să-i ducem la școală, să-i educăm? Ce înseamnă lucrul ăsta? Școală de dresaj. Vorbești cu o persoană, cu un instructor canin. Cum ești da? tu? Noi de duc, ce? Ești instructor canin sau dresor? Dresorul este nu neapărat cel care vine cu leul la cerc. Dresorul este o persoană care are câine, leu, tigru, una dintre ele, sau poate pe toate în cazul lor, care vin, sunt ai lui, sunt animalele lui, da? vin frumos într-un loc și îți arată ce poate să facă el cu animalul lui de acasă. Da? Deci, animalele lui de acasă, fiind uh, câine, uh, nu știu dacă pisicile se desează: câine, leu, girafă. Ce... Dacă sunt ale lui, este dresorul și stăpânul lor, el vine cu ele și le expune public ca oamenii să vadă ce poți face, dar sunt ale lui. Uh -huh. Da? Instructorul, e, instructorul canin îți ia câinele tău. Da? Și facem așa fel în timpul dresajului încât tu să devii dresorul propriului câine. Este ca atunci când ești instructor la școala de șoferi. Înainte să fii instructor la școala de șoferi, în primul rând trebuie să fii șofer. Corect? Da? da. După ce ești tu șofer, da? Devi instructor canin și predai altora încât să devină și ei șoferi. La rândul lor. Și atunci, asta este de fapt. El este un, un om care la bază este dresor, a devenit instructor canin, da? Și îți predă ție ca să poți învăța să devii dresorul propriului câine, adică să cunoști, să-ți manevrezi câinele tău. Asta nu înseamnă că devii instructor canin și tu. Ești dresorul, nu instructorul canin, ești dresorul propriului tău câine. Și interesant. Dar mulți ori să vină <coughs> și sunt convins că ai avut situații de genul ăsta. Bun, domnule, dar nu am timp de așa ceva, Mihai. Ce nu ți-l Păi bun, l-am luat Nu acum. există. L-am luat -l acum. L -asumi. Bun, și tu, sfă... care este sfatul tău, sfatul specialistului? Atunci când îți iei un câine, e bine să începem cu dresorul și o să fim relaxați mai încolo? În momentul în care ai terminat grila de vaccinare, asta între 3 și 4 luni, Imediat. Grila caine... de nu, toată viața? nu o dată pan? grila de vaccinare nu toată viața? Nu, grila de vaccinare da? e da. Imediat după ce a terminat grila de vaccinare și are voie să iasă afară, imediat câinele trebuie să înceapă un curs de uh, predresaj, mă rog uh, de educație Cât da? durează? Uh, Vezi, edu edu educa înțină... Educația nu, nu se oprește Niciodată în viața lui. Dar acest curs în care tu înveți și tu devii ceea ce trebuie să devii în viața câinelui, și cu ocazia asta. Îți stabilești și locul în ierarhie, locul corect, poziționarea corectă, durează între 2 și 3 luni. De asta eu sunt singurul și mă mândresc cu asta. Eu sunt singurul din țară, chiar mă mândresc cu asta, care după ce omul a terminat cursul, este invitat pe o perioadă nedeterminată și gratuit la grup să-și mențină câinele. Dacă este interesat. Dacă nu este interesat, Ce înseamnă nu vine la grup. Eu fac grupuri de socializare. Întotdeauna un câine dresat va fi un câine. Ce înseamnă un câine dresat? În momentul în care ieși cu el pe stradă, să nu se repeadă la alți câini. Să nu creeze disconfort societății. da. Să nu fie un pericol social de nicio culoare. Și atunci, pericol poate să fie așa. Pericol poate să fie că sare să te muște. Pericol poate să fie să sară la alți oameni să muște la alți câini. Uh, poate să sară de bucurie și să murdărească alți oameni, să rupă hainele din bucurie că a văzut un alt om și este blând. Da? Toate uh, aceste extreme nu trebuie să existe. Trebuie să existe o, o balanță între uh, acestea. Și atunci uh, trebuie să avem și un câine blând, dar poate uh -huh. sunt foarte mulți oameni care își doresc un câine de pază. Cu atât mai mult vor să, 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 să cunoască niște noțiuni de apărare acel câine și să fie implicat în siguranța om. Omule, tot știm că avem câini utilitari, avem câini care au genetică de pază, da? ca și câine de pază și atunci cu atât mai mult uh, trebuie câinele socializat și pregătit încât să te poți baza pe el că nu, uh, că nu vor exista uh, uh, scăpări de comportament. Mm -hmm. Hai cu să ajungem și la fiecare, fiecare. mă rog, o să atingem rasele în mod special și să-mi faci un top așa, dar vreau să mai revenim puțin la profesia ta, mi se pare absolut fabuloasă. Care, care ar fi părțile mai puțin plăcute în această meserie, profesie, cum vrei să zici? Lucrul cu omul. Întotdeauna. -și mai bine cu câine decât cu stăpânul. Întotdeauna, dar nu se poate altfel. Nu se poate. Numai că oamenii, așa cum ai spus mai devreme, vor veni să spună că nu am timp. Păi dacă n ai timp, nu are rost. Este ca și cum eu nu stau deloc acasă și mă apuc să fac copii. Și fac și mai mulți copii chiar. Dar eu nu am timp să-i cresc, nu am timp să le dau educație, nu am timp să îmi asum rolul de tată. Dacă nu am timp, de ce mă leg la cap? nu? Adică, de ce aș face lucrul ăsta? Pentru că... Nu, uh, un câine care nu are atenție și este ținut în captivitate în continuu, și nu se plimbă cu stăpânul, nu socializează, n aude zgomote, claxoane, etc., etc. el poate să devină chiar și acolo unde este ținut închis, poate să devină problematic. Au fost câini care au ros casa oamenilor, care uh, și au rupt dinții rozând, uh, uh, trăgând din garduri. Uh, deci își, fa își pot face rău singuri fără să-și dea seama uh -huh. și te trezești cu el fără un canin fără cu cine știe ce infecție în gură pentru asta trebuie să-l iei automat să-l duci la medic în momentul în care îl duci la medic el se va repezi la medic da? nu o să poată să-l trateze va trebui pentru fiecare otită fiecare afecțiune mică să fie anesteziat câinele, serios pentru că niciun medic nu poate să uh, riște să rămână fără degete și atunci o să întâlniți foarte mulți medici care uh, se vor arăta puțin deranjați, intrigați de uh, uh, venirea dumneavoastră acolo cu, cu un câine adres. dificil. Și asta o să spuneți așa, păi da, da, ești medic veterinar, am venit la tine că eu am nevoie, cum, Păi da, da, nici el nu este obligat să rămână fără degete, doar pentru că noi nu am avut timp să ne ocupăm de educația câinelui nostru. Și noi o să-l acuzăm, pentru că noi, în, uh, Pot să fiu răutăcios? Te rog. Uh, noi, uh, noi, în România, noi, Românii, ne-am transformat într-un. într, -un, într -un popor de reclamagii. Uh, dacă nu putem să reclamăm, trebuie să vorbim de rău pe internet pe cineva. Nu, trebuie să fim asumați, să ne dăm seama că. Am greșit că l-am luat și trebuie să găsim soluții pentru el. În momentul în care am un câine care nu poate fi tratat, cum să fie vina doctorului că nu poate să-l trateze? E vina mea că nu l-am învățat să se lase tratat pe bune. Doamne, Doamne, Despre ce... asta e vorba. Deci, ce zici tu acum? Nu prea avem educația asta de a, de a avea grijă de proprii problema câini. Problema este alta, nici nu vrem. Dar nu vrem să știi că eu cunosc oameni care și sunt obsedați de a avea grijă de propriul și vaccinuri au căzut în extrema cealaltă nici așa nu-i bine nu știu dacă nu-i bine dar îi prefer adică prefer un om grijuliu prefer un om care poate să, să, să arate că este exagerat orice exagerat nu e ok da? nici Clar. dacă vorbim despre de la mâncare până la câini da? orice exagerat care nu are o, uh, un echilibru nu este ok da. Alegem uh, răul cel mai bun. Da? Adică ca da? Uh, și atunci prefer să lucrez cu un, un om care este interesat excesiv de uh, în cazul meu de câine, da? Decât cu un om care uh, el nu poate niciodată. Nici când poate, nu poate. Uh -huh. Și eu vorbesc acum uh, de pe locul unui om uh, și din perspectiva unui om care are un volum de, uh, de elevi, ca să spun așa, destul de, uh, de mare. Și văd că majoritatea problemelor acestor oameni sunt uh, vin de la ei, nu de la câini. Câinii sunt, nu și găsesc uh, o identitate. Pentru că nu sunt, nu sunt ajutați de către, de către stăpâni. Până la urmă, și o să o să rezi în momentul în care îl ajuți pe câine să-și să uh, stabilească rolul în creierul lui, foarte repede se liniștește și foarte repede acceptă asta și îi și place să se lase coordonat. Acolo unde nu există un coordonator, el își însușește acest rol și. Ce face? El începe să își protejeze subalternul. Și îl protejează. Și începe să nu lase câini să se apropie, să nu lase oameni, să fie suspicios în ceea ce privește apariția unui copil gălăgios cu o trotinetă care se îndreaptă spre el și spre și Ce o să facă? O să sară la el. Nu? Pentru că noi nu îl obișnuim. Am... Vorbeam ieri cu, acest, cu unul dintre stăpânii de Rottweiler uh, și spunea zice: M-am întâlnit cu un. mi s-a părut extraordinar să vină treaba asta de la tine, neînvățându-l eu. Adică mi s-a părut fantastic, pentru că, da, uh, m-am întâlnit cu un, uh, cu un domn care avea un copil cu sindrom Down. Da? Și ați văzut că acești copii se sperie foarte repede, devin foarte gălăgiosi și agitați cățea s-a dus la el în momentul în care a pus mâna pe, pe cățea, dintr-o dată copilul a devenit foarte agitat și a început să țipe câine, s-a uitat fix, nu a înțeles ce se întâmplă stăpânul a încercat să îl liniștească pe copil, l-a liniștit l-a convins să pună mâna pe cățel Cățelul a stat, l-a lins pe mână, s-a lăsat mângâiat și din secundă aia a început dintr-o dată să se joace. Împreună, adică un copil cu sindrom Down, de, 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 cu un Rottweiler. Deci se poate. Totul este să fim conștienți că, de, 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 că trebuie să ne comportăm și noi așa cum trebuie cu un câine și în situații de genul ăsta. Mă gândesc câtă răbdare ai și mă gândesc în același timp că sunt foarte mulți tineri care se uită pe mine la podcastul ul sau pe TikTok și așa mai departe și vor să devină adresori de, de, de câine clar, vorbim despre numai despre câine ce trebuie să știe tineriștea înainte de a deveni dresor despre această meserie? trebuie să știe nu știu dacă trebuie să știe trebuie să-și dorească în primul rând te gândi mult la întrebările astea? nu, trebuie să cred că înainte de a ști. Uh, trebuie să-ți dorești. Cred că după șapte, opt ani de lucru, poate chiar zece, poți să spui că știi anumite lucruri. Fiecare câine este un proiect nou. Uh, indiferent, dacă ai trei Rottweiler, ai trei proiecte diferite. Pui trei Rottweileri, uh, unul lângă celălalt, nu știu ce am rămas cu Rottweiler, da, da, Labradori. Uh, pui trei câini beagle, din aceeași rasă, orice. Uh, pui trei Beagle, trei, trei exemplare din aceeași rasă, unul lângă celălalt și o să vedeți că uh, pot semăna. Dar sunt totuși foarte diferiți din toate punctele de vedere. Pot semna, pot avea comportamente diferite, pot avea chiar și nuanțe diferite. Nu o să-i confunzi. Uh -huh. Trei câini, trei comportamente diferite, trei defecte, trei calități diferite. Adică unde există defecte, există și calități, și personal. Deci cred că trebuie să-ți dorești, cât despre știu, trebuie să știi că trebuie să muncești foarte mult, trebuie să tratezi asta cu seriozitate și trebuie să fii pregătit ca unii oameni să te aprecieze atunci când faci ceva corect și alții nu. Apropo de muzică și îmi place asta. A apărut celebrul Pitbull, da? Da. Din America, America nu? care spunea că atunci când oamenii nu te vorbesc de rău, înseamnă că nu existi. Atunci când oamenii te, te vor vorbi de rău, înseamnă că nu le convine adevărul pe care îl spui, dar ei de fapt își doresc să fie ca tine. Mm -hmm. Deci, cred că trebuie să fii pregătit de toate asta toată situația asta și pentru toată situația asta și uh, să ai răbdare și să iubești foarte mult uh, câinii mai mult decât pe oameni în momentul în care ai o iubire exagerată pentru câini și vei trece peste absolut orice va uh, spune unul și celălalt trebuie să fii pregătit să muncești fizic uh -huh. fizic, nu numai uh, mental, da? Uh, trebuie să muncești fizic, trebuie să ai o condiție fizică foarte bună pentru că în meseria asta trebuie să faci lucruri, tre trebuie să te miști. Am avut o perioadă în care eram mai gras, uh -huh. a trebuit să, să iau măsuri pentru că mă încurca foarte mult treaba asta. Deci cam asta e, dar uite apropo că ai luat o măsură când te-ai îngreșat, s-a întâmplat vreodată să clachezi și să-ți pur și simplu picioarele în această nebunie? Mm. Nu. Dacă te gândești, s-a întâmplat? Nu, 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 nu. S-a întâmplat niciodată, nu. S-a întâmplat să obosesc, s-a întâmplat să fiu dezamăgit de, de oameni. Așa cum spuneam, eu, eu crez eu o echipă. Adică eu fac echipă cu foarte mulți dintre clienții mei. Eu apar în emisiuni. Acei câini sunt el, foști elevi sau elevi în continuare, pentru că eu le ofer ocazia să vină pe o perioadă nedeterminată și gratuit. La Exist, mine. Da, asta e cea mai tare. Niciun câine nu o să rămână la nivelul ăla. El va evolua de la o ședință la cealaltă, de la o săptămână la cealaltă, indiferent că vreau sau nu vreau. Pentru că nu poți să-l ții pe loc. Are un creier, are un sistem al lui, mai ales câinii cu de pază, cu specific, Malinoace, boneci germane, etc. Ei vor evolua indiferent că vrei tu, nu vor veni degeaba. E foarte important ce faci cu acel câine după ce pleci de la antrenament, după ce se termină ora, dacă ții cont de, de ceea ce ai stabilit cu, cu, omul cu care lucrezi, cu acel instructor canin, dacă ții cont de noțiunile alea, de tot, tot, ce ai stabilit cu el și rămâne bătut, ați bătut palma pentru asta, trebuie să te ții de treaba asta. Altfel lucrurile, bineînțeles că pe tine și te pe tine. Nu îl păcălești pe el cu siguranță, te păcălești pe tine. Trebuie să fii conștient unde greșești. Uite, mă gândesc la următorul, la următorul, la următoarea situație de fapt, Mihai. Voi sunteți o gașcă mișto acolo la întâlnirea vroastă de la Miorița și vine eu cu un beagle care... Dar noi ținem grupuri în mai multe locuri. Nu vă stric, mă rog, în mai multe locuri. Nu vă stric vă zenul grupului, vine nu. eu cu un beagle care... Începe să-i miroase, să, miroasă, să nu, facă un Nu, pentru ce, că. că eu, ce faci cu situația? Eu asta? o să-i uh, invit pe oameni într-o într grupă de câini deja educați, care își cunosc locul, le place ceea ce, ceea ce fac, și pentru ei nu prea mai contează un câine agitat uh, sau agresiv. Am câini care uh, vin pentru prima dată. Arată agresivitate față de alți câini, și am și câini educați care au muncit alături de stăpân, care ar putea oricând să-i facă față unui atac și uh -huh. unei altercații, dar pur și, pur și simplu se uită la el și îl lasă în pace. De ce îl lasă în pace? Pentru că țin mai mult uh, uh, cont de. Uh, dorința stăpânului și de felul în care stăpânul s-a impus și i-a impus genul ăla de comportament, încât pentru el nici nu mai contează un câine. Am câini care se ciondonesc doi câini lângă el și el doar se uită. Nu răspunde, pentru că ține mai mult... Chimia între stăpân și câine este atât de puternică și se creează o, comunicare tacită între ei încât poate să facă câinele la oricum ar face el până la urmă va obosi și va începe să imite pe ceilalți. Deci relaxați putem veni din start, relaxați, trebuie să nu da. plecăm cu uh, că... Și dacă noi nu suntem relaxați, tot ne vom relaxa pentru că vom vedea ceilalți stăpâni relaxați. Ei împrumută de la câini, noi împrumutăm de la ceilalți. Pentru uh -huh. că automat în momentul în care am un câine educat pe care mă bazez, eu sunt relaxat. Când sunt 10 oameni cu Hai câini mi -ai, relaxați, -ai -o la... uh, uh, când sunt zece oameni relaxați și 10 câini relaxați, oricât de agitat voi fi eu, Mă voi relaxa pentru că voi vedea că e posibil. Asta este, ăsta este motivul de la care am plecat uh, cu ideea de a face grupuri mari. Foarte mulți uh, au spus, domne, n-ai cum să ai grijă uh, să, fie, să, să decurgă totul perfect, să ai atenție atât de distributivă și să fii atent la 30 de câini deodată. Păi eu nu sunt atent la 30 de câini. Oamenii ăia sunt vechi, oamenii ăia vin acolo să mențină ceea ce au obținut, eu sunt atent cu adevărat la cei care uh, au nevoie, pentru că ei știu ce au de făcut, câinii lor știu ce au de făcut de fapt și am avut o mie de exemple. Uh, deci eu sunt atent la cine trebuie, mai departe ei știu ce au de făcut, pentru că noi facem o echipă acolo te mi-ai aruncat-o la fine vreau să vorbim, am vorbit chestii generale vreau să vorbim așa mai în particular pentru tine Mihai Naeg, ce rasă de câine preferi și este cel mai ușor de lucrat n-am o rasă preferată nu mai am, am avut, dar nu mai am o rasă, nu neapărat am o grămadă de câini pe care aș putea să, rase pe care aș putea să le spun acum dar n-ar fi ceva real și nu vreau să mint nu am un câine, o rasă pe care o prefer, adică nu. Aș putea să pot să spun cu cine aș prefera să lucrez. Să lucrez. Aș prefera să lucrez cu un câine care, păi, chiar, și chiar, din dacă, chiar dacă vine da. mai târziu la adresaj, la, la educație, măcar stăpânul a făcut până atunci ce trebuia să facă. Adică a fost un câine plimbat, a fost un câine socializat și acum începe educația pentru că are mici probleme. Spre exemplu, îi dă drumul din lesă și nu mai vine. E un exemplu, da? da? Dar el nu reprezintă un pericol nici pentru câini, nici pentru oameni, pur și simplu nu vine, uh, se ia după miros, poate să nimerească în mijlocul străzii să-l calce mașina. Și omul mm -hmm. vrea să facă educație uh, în mod special pentru acest lucru, ca să prevină, da? Tot, uh, și în medicină, și în, vorbim despre prevenție, și aici vorbim despre prevenție. Da, și prefera să lucrez, mi-ar fi mai ușor să lucrez cu un câine așa decât cu un câine. Da, dar nu ai să mai zis în Pentru că nu am profil. Nu, nu am o rasă, nu perfect. am să. Uh, pot să. Nu am. Dacă vorbim, singurul lucru pe care l aș prefera ar fi ăsta, dar nu am o să uh, Pentru că toți pot face foarte multe lucruri bine. Uh, Bineînțeles că nu, nu prefer o rasă care are genetică de pază, în detrimentul unei rase care este doar de companie. Nu. Pentru că, până la urmă, toți trebuie să devină niște companioni. De asta noi trăim asta cu ei, ăsta e scopul deci nu am o rasă pe care să o prefer sau să o iubesc mai mult, hai, eu țin minte că am rasă eram... pe care le recomand, iartă-mă, pentru și diferite, ce recomanzi? Păi, depinde pentru copii, pentru bătrâni, pentru și așa mai departe, și pentru oameni cu alergii, spre hai exemplu, hai revenim și vreau să te întreb scurt de tot, eu când eram mic țin minte că erau, vedeam boxer, dalmațieni, cocări nu mai sunt rasele astea. Ce Din ce, în ce mai rare. Din, Din ce, ce ce mai rare. Ce? Deci nu bat că nu reușesc să înțeleg. Boxerul, dar eu am avut uh -huh. uh, și acum în urmă, dar nu mai sunt atât de mulți ca acum 20 de ani. Exact. Uh, german a, a dispărut, știi că era dogul da, german. Da, da, da. Uh, au fost Erau tot felul de povești au, au fost, că te do, nu, la ăla ani. e doberman. doberman așa, a, da? nici doberman, nici nu mai e atât nu de numai, da. uh, nu reușesc să înțeleg. Uh, Chiar nu reușesc să înțeleg, dar tot ce pot să spun este că cu cât îi vedem mai puțin pe, pe stradă, cu atât au devenit mai scumpi. Am înțeles. Uh, ca și preț. Uh, acum, nu și vreau de să vă... Vor... Dalmațian, dacă îți mai aduce aminte, cei mai de de deștept. Dalmațian, cred că, uh, ca și elev, am, am avut unul la 3 ani, 4 ani. Dalmațian. Nu mai sunt atât de mulți, nu știu de ce repet, dar uh, au fost rase, boxerul și așa mai departe, da. au fost rase foarte, și sunt rase foarte mișto Spre uh, exemplu, boxerul este un câine cu forță, putere, uh, un câine care poate să, re, să, să te păzească foarte, foarte bine Are bă, o grămadă de calități, mai multe decât defecte, asta e un lucru clar uh -huh nu e atât de răspândit. Nu, nu reușesc să înțeleg, dar uh, poate că lucrurile se vor schimba. E plin, plin TikTok-ul de uh, filmulețe surpriză, fie și de la noi și din uh, străinătate, cu părinți care vin la, v, v, la copii cu vârste 8-9 ani cu un cadou, un câine. Întotdeauna am spus că un câine nu e un cadou de Crăciun. Uh, sau poate fi un cadou de Crăciun dacă uh, ți-l asumi. Dacă vine la pachet cu tot ceea ce înseamnă el uh, ca și responsabilitate. Deci, uh, nu este un cadou de care să te plictisești. Este o viață, dar uh, poate fi un cadou dacă vine la pachet cu, uh, cu tot ce trebuie. Atenție, uh, mâncare bună, plimbat, uh, consuma, uh, consumat energie, uh -huh. etc. Și ce, ce câine recomanzi tu? Copiilor? Depinde de timp. Depinde de timpul pe care îl are uh, familia pentru, pentru respectivul cățel. Depinde dacă, uite, spre exemplu, am început să lucrez uh, cu un cățel foarte bine primit în familie, uh, și primul lucru uh, care m-a întrebat tatăl copilului a fost: dar putem să-l convingem să alerge cu noi cu bicicleta? Pua, mi s-a părut fantastic. Asta e tot ce îmi doream să dau de cineva pe care să nu trebuiască să-l conving să-și miște câinele cu bicicleta. Asta e o variantă foarte bună. O să te înjură, domnule, trebuie să-mi iau bicicletă, trebuie să... Păi A. eu am timp să mă prim cu bicicleta. Da, fă... vorbesc de oameni din exterior când te văd cu un câine. Nu, nu fac abstracție din punctul okay. ăsta de vedere. Dar uh, îl înveți, îl țin lesă și uh, la, îl, miști ușor, ușor, îi consum energia. El face o activitate alături de stăpân. Adică mergem cu bicicleta. Wow! Chiar dacă el merge pe lângă bicicleta, dar este o activitate pe care care, care lui lucrează creierul, adică uh -huh. nu-l trage pe stăpân. Fiecare ieșire cu câinele este un examen pe care echipa stăpân-câine îl dă. De fiecare dată, când ieșim din curte sau din casă. Acel examen poate să fie picat de către echipa aceea sau nu. E foarte important să privești lucrurile așa. Dacă fiecare ieșire este un examen pe care... Teoretic și practic, ar trebui să-l iei, da? să, să nu-l pici, atunci o să fim atenți la detaliile pe care le-am stabilit cu instructorul Canin, și mm -hmm. uh, cu siguranță viața noastră o să fie pusă în ordine. Dacă nu, picăm examenul și atunci nu neapărat instructorul Canin este de vină. Pentru că noi, în momentul în care am terminat școala. Mai departe știm. Dacă învățăm o limbă străină, după ce am terminat cursul, știm dacă mai vorbim și ne ținem de ea. Dacă nu, probabil că o să uităm. Uh -huh. Nu e ca. Zic că e, e, e un exemplu bun. Adică sunt foarte mulți oameni care au făcut limbi străină la școală, nu au mai avut. Și, au zic, și zic: am ceva noțiuni, am făcut eu știu ce limbă, mai știu ceva. Poate că era un elev de 10, dar dacă nu s-a ținut de asta, lucrurile s-au pierdut. Cum comentează și acum e puțin mai dificil și din perspectiva artistului și al dresorului, cum comentezi tu, uite, în ultima perioadă și chiar pierderea de viața fetei de pe lacul Morii, cum vezi tu situația asta cu câinii vagabonzi? Hm. Am, am discutat mult pe, pe tema și asta. Sunt convins că te-au și sunat să-ți dea reacție, să-i să dea am, să -ți le dea Am dea reacție. fost și invitat și am vorbit. În primul rând, acum nu mai vorbim despre câini în mod special, vorbim în general despre animale. Corect. Dar nu, nu, nu vreau să fiu răutăcios, pentru că nu asta este scopul. Noi nu, nu avem. Uh, uh, un cult pentru animale, nu mai pentru dresaj. Noi nu, nu știu, cred că iubirea înseamnă altceva. Eu, eu cred că iubirea pentru animale e prost înțelesă. Foarte, foarte greșită înțeleasă de către noi românii. Când ei acolo aveau pe câmpul ăla sau unde era acolo, aveau un, un cal mort. Da? Ei își păzeau hrana. Cal, hrana da? Ce căuta calul acolo? Ce un cer vicios, da. Nu. Ce căuta calul ăla acolo? O să, bineînțeles, ce căutau câinii acolo. Da? Pentru că, în mod normal, toți maidanezii trebuiau sterilizați, nu? Mm -hmm. Și dați adopție Asta ar fi fost ideea, nu? Sau cheltui mulți bani pe tema um, asta, bom, da? da. Uh, în momentul în care, da, bine, nu facem politică, că nu sunt eu în măsură. Știu doar atât, că exista acolo un cal. Există mort care fusese dat tocmai spre a fi devorat de acei câini. Da? Uh, în mintea lor, ca să se calmeze, să nu mai fie. Nu, pur și simplu, un loc să facă ce trebuia, un om cu un cal, probabil, care cu un animal care a murit, l-a aruncat pe câmp. Ceea ce mi se pare inuman. Adică, eu personal la moral, Imoral. Imoral, moral. In... da. Uh, pe urmă câinii ea nu trebuia să stea acolo, nu trebuia să fie acolo, ei suferă de foame. Ei așteaptă să vină cineva, cine o hrăni, cum e o hrăni, să le aducă de mâncare. Da? E normal să încerce să arate că păzesc locul ăla. Cum poate să îți arate un câine că este recunoscător? Cum am spus și mai devreme, păi păzindu-ți locul acolo. N-am înțeles niciodată oamenii iubitorii de câini și sper să nu se supere nimeni pe mine, care Uh, iubitorii de câini care uh, își mai îngrij maidanezii, au grijă de un câine, dar îl lasă în afara uh, curții adică îl țin lângă gard uh -huh. îi fac acolo o căsuță sau îi dau de mâncare acolo ăla stă acolo lipit de gard de poarta lui uh, dar ei îl iubesc nu îl bag înăuntru și uh, în momentul în care vine, uh, vin hingherii da, da, da. persoanele autorizate pentru așa ceva îl bagă repede în curte îmi pleacă ăștia îi dau drumul îl scot din curte păi de ce ai face lucrul ăsta? pentru că acel câine o să stea lipit de poarta ta și nu o să mai lase pe nimeni să, se mai, să mai treacă până fața casei tale. O să sară să-i muște. Și, și atunci nu mai bine tu și îl bagi în curte? Că iubești, îi dai de mâncare. Care e problema? Îi faci un loc dacă tot faci lucru. Pentru că îi pui viața în pericol. Îi pui viața animalului în pericol uh, aiurea. Mai bine nu-i mai dai de mâncare și se duce în altă parte, găsește o altă curte unde omul ăla este dispus să-i deschidă poarta și să intre. Mm -hmm. e, și e normal. Cum să-ți să -ți mulțumească câinele ăla mai frumos decât de atât? N-are cum. Decât să-ți păzească curte. Corect. Și plus N-are cum să-ți zugrăvească gardul, e clar. Afecțiunea de riucare. Da. Tot ai pămeie de curs și așa mai Nu Am vorbit de apartamente. Din punctul tău de vedere a expertului, Mihai Nae, pentru spații mici, apartamente, ce rase sunt cele mai potrivite să ne luăm? Nu cred că are nevoie câinele de un apartament, de un duplex, de un penthouse. Uh -huh. Eu am stat cu al meu câine într-o garsonieră, doar că era scos, era... Da, e, tu o să stea lângă patul tău. Patul tău nu are cum să fie în toată casa. Deci nu trebuie. Eu consider că și un caucazian poate să stea în apartament. E foarte... Sau un garsonieră. E foarte important cum vrei tu să trăiești viața. Și dacă poți să trăiești așa încât să ai și curățenie... Da. În momentul în care ai un câine cu păr mare, și dau un exemplu, vrei eu știu în mod special să-ți iei un caucazian și stai în garsonieră Păi ce trebuie să faci? Trebuie în primul rând să-l periezi mai mult, să te ocupi de blana lui, de, de el mai mult un pic Decât te-ai ocupa dacă ai stat în curte Și asta cu revenind, fac da, o paralelă rog, între ele. Rog, da. Oamenii și-au câini și se repet să-i să construiască un țarc de fapt, ei construiesc o celulă, o celulă ca la închisoare. Da, da? Dar nu închide, nu? Ba da, ba, da, ba, da. Aha. Pe care orice celulă are o ușă, da? da? Îl închide acolo, câinele își face nevoile acolo, el îi face, nevoi, îi face curățenie ori în fiecare zi, ori la două, ori la trei. Eu am întâlnit oameni care uh, fac curățenie odată la o săptămână și la stăm fecale acolo, stă în mizerie, da? Bun, minunat. Deci l-ai luat pe post de deținut, un pic, îl baci un pic la carceră, da? îl pedepsești, adică ai nu i viață din start și uh, ai pretenția în momentul în care îl scoți de acolo să nu alerge, să nu fie agitat, să nu stece gazonul, da? Mm -hmm. Eu te-am întrebat dacă pot să fiu autocest sau că că, nu, Pentru e, că dai... lucrurile astea pe mine mă, mă deranjează. Adică, în uh, momentul în care uh, intru într-o curte și uh, câinele la. Uh, îl văd că nu este. Uh, da, câinele ăla începe să se bucure și în timp ce se bucură aruncă în mine cu fecale, cu. Da, pentru că el da. se bucură, A venit la mine cineva, mă scoate de aici, fantastic. Vai ce norocos sunt astăzi. Mi se pare jignitor. Mi se pare urât. Și mi se pare jignitor pentru tine ca și, ca și individ să știi că ai proble o problemă. Eu sunt absolut convins că tu realizezi că ai o problemă din punctul ăsta de vedere și că nu încerci cumva să ți-o rezolvi. Și o ții așa la lung până când el îmbătrânește și moare. Nu, nu înțeleg. Dar de deci ce trebuie neapărat să ții câine? Corect. Sunt de acord să nu ți-l iei. Sunt contra faptului că îl iei și îl dai. Trebuie da. Să ne gândim. Bine. treaba asta. Când aud că trebuie să, să dea câinele cineva, nu, nu, nu. dar uneori este mai bine. Mai bine îl dai, găsești o soluție încât să-i fie bine dacă chiar se impune. Dacă chiar se impune. Atenție. Și cu textul acela că trebuie să plec în străinătate, cine Da, fice. sunt sătul de treaba asta, nu. Dar ce facem, mamă, cum, cum îndulcim noi? traiul unui câine care a stat toată viața la curte și trebuie să-l mutăm la bloc, să-l realocăm la bloc. Uh, eu întotdeauna i-am sfătuit pe moment să încerce să facă un mix din cele două. Adică să primească câinele un pic și prin casă, uh -huh. să-l lase și afară, să mai doarmă și pe terasă, să-l dăm și afară și așa mai departe. Pentru că am plecat de la, bine, majoritatea care renunță la casă și se duc la, și spun pe, pe pielea mea asta, și și poveste dacă vrei, da. vor să vândă casa cu tot cu câine. Chiar, chiar fratele meu a cumpărat casă cu tot cu câine, cu lumea, era un câine... Ca un bonus. Da, era un câine dresat tot de mine Întâmplător din Toată lumea asta și-a ales, și ales o casă, îmi cer scuze, și-a ales o casă unde uh, era un câine dresat de mine, al unui client, dar a fost o chestiune pur, pur întâmplătoare. întâmplătoare da. uh, deci, dacă vând casa cu tot cu câine, până la coadă e bine, e, e în regulă, lasă las acolo la locul lui și nici nu mai contează, că dacă îl vinzi cu tot, cu, e clar că nu ți-a cumva. Te -ți încurca viața, regret că l-ai luat. Uh, dar dacă faci acest mix, uh, se acumodează foarte ușor. Totul este să fie cu tine, cu stăpunul și să aibă parte de ce am vorbit mai devreme. Da, e suficient, de exemplu, dacă avem o casă o curte mare, este suficient să țin doar în curte sau trebuie să-l și scoatem până la piață? Am vorbit înainte să, să începem. Uh, e important să-l scoatem la piață este important să ne plimbăm cu el, chiar dacă avem o curte mare, chiar dacă avem o curte frumoasă, de două hectare, cu brazi, cu de toate, o pădure întreagă, dacă avem, dar este împrejmuită, da, pentru că avem o curte, da? Nu avem un teren. E important să-l scoatem. E important să, audă claxoane, zgomote, să vadă copii cu trotinete, cu role. Cu... E foarte important pentru că altfel va fi ca un deținut, gândiți-vă, și am mai dat exemplul acesta, cum ar fi să aveți o curte frumoasă, o casă luxuriantă, ceva extraordinar, dar să nu aveți voie să ieșiți de acolo. La un moment dat, cu siguranță o să vă săturați și o să vreți să o luați pe trotuar și să vedeți cam cum se vede viața seara, nu știu, uh -huh. da? pentru că nu poți să stai... Chiar dacă un fel de ric rici, rici mai ce am de Da, 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 de, da, da, da de exact. animate. Nu merge. Oric. Nu, nu poți chiar să te bronzezi la bec. E, e complicat. Nu, trebuie să-i dai și cezarul lui și al cezarului. Ce tare. Hai să mai vorbim. E important și ne apropiem de final, este important să, să ieșim cu bodniță la toate rasele de câini. Este important să ne să ținem cont de legi. Dacă legea spune să ieșim cu boniță, înseamnă că trebuie să ieșim cu boniță. Păi da, dar eu te lumea n-am cum să... Dacă legea spune că trebuie cu boniță, cu boniță și mm -hmm. Ne conformăm... Uh, uh, legilor până la urmă, nu? Deci cumva, dacă trăim într o societate în care bonița este obligatorie pentru anumite rase uh -huh. sau pentru toate, sau eu nu, n-am înțeles foarte bine nici asta cu bonița, că așa înseamnă că trebuie să avem boniță și atunci na, trăim într o societate și trebuie cumva să o respectăm, deci trebuie să ne obișnim și noi cu boniță și pe ei cu Poate eu vreau să merg pe contrasens și legea nu permite, nu? Deci, deci nu de merg de pe contrasens. Noi românii nu prea avem așa agresivități cu sunt puțin, adică nu e așa, nu sunt așa, nu, nu avem câini foarte agresivi. Adică nu avem câini a, agresivi. A, deloc. Avem și câini agresivi. Dar nu sunt agresivi. Da, da, sunt agresivi. Eu am. Majoritatea clienților mei sunt oameni care au câini cu probleme de comportament, cumva, duse către agresivitate sau către frică. Deci, există așa, agresivitate din cauza fricii, clar lipsă de socializare, agresivitate fără frică, da? Deci, agresivitate pură. Fără un motiv, adică clar, fără din cauza lipsei de socializare. Deci, trei sferturi din elevii mei sunt câini cu probleme de comportament din cauza lipsei de socializare, fie foarte agresivi la oameni, fie foarte agresivi la câini, uh -huh. fie foarte agresivi și la oameni și la câini. Fie agresivi din frică. Îmi faci un top 5 al celor mai agresivi câini? Nu. Pentru că uh, orice câine poate să fie agresiv. Am un am, moment, ăsta, spre exemplu, un uh, pomeranian foarte agresiv. E extraordinar de. Am avut un bișon acum câteva luni de zile, un caz greu uh, pe care cu greu am reușit să-l să rezolv. Uh, deci, nu vor, trebuie să vorbim neapărat de câini uh, Detalie mare, medie spre mare, uh -huh. uh, care să pună probleme. Poate să pună probleme. Un uh, câine de talie mică. Care te poate mușca. În general, câinii de talie mic pe, uh, sunt luați în brațe. Sunt luați în brațe, sunt uh, și ei fiind foarte agresivi, sunt luați în brațe de către femei, în mod special, să iubească, să îi pupe, și aceștia le mușcă de față, de ureche, de obraz, Acum, o femeie cu cicatrice, cu probleme la față, nu e chiar plăcut. Una e să am eu ceva sau de, Zic, știi că e vorba aia, vorbat să fie mai frumos, un pic mai frumos decât. Da, așa. Dar și iată că nu a fost mușcată de un câine mare, a fost mușcată de un câine mic. Deci nu pot. Ține foarte mult de, de noi. Am, av am Am staff sau pitbull care sunt de o blândețe fantastic. Și nu sunt excepții de la regulă. Uh -huh. Sau dacă devin excepții de la regulă, stăpânul face diferența. Foarte tare! Wow! E, discuțiile astea sunt interminabile și aș mai face, oricum trebuie să mai ne vedem. și vreau cum să are facem glăcine? chiar un podcast în timpul unei. întâlniri unei, unei cu prietenii tăi cei mai buni. Dar zim, Mihai, suntem la final, nu am cum să nu te întreb. Cum îți merge cariera muzicală? Te-am văzut la televizor, te-am văzut în proiecte muzicale frumoase, de alți artiști mari, cum este tânărul uh, UDI. UDI. Și te-am mai văzut cu cine? Făcut cu Marihuana. Cu Dana, corect. Și te-am mai văzut cu o fată? Uh, nu, am două piese cu Udi și una cu Marihuana. Ah, am mai făcut tot felul de uh, demuri, da, de, da, 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 da. ne-am distrat, dar uh, urmează acum să scot o piesă. Uh, încep să mă focusez pe, pe asta pentru că sunt. eu am făcut din două lumi o lumea mea. Adică din lumea asta a mediei, eu știu, oarecum Se și leagă ele puțin, da, deloc ușoară, cine doar se uită la trizor zice ce mare chestie, nu e, e nu e ușor, da? Nu e ușor mai ales că uh, eu intru cu elevii mei pe platourile de filmare un platou de filmare este ceva total diferit de mediul înconjurător pe care un câine uh, de care un câine se lovește uh, de, în viața de zi cu zi acolo avem suprafețe alunecoase, avem uh, uh, camere care se mișcă, avem uh, eu știu... Uh, reflectoare, lumini și așa mai departe. Poate de sperie, poate să. deci nu e ușor nici pentru mine și nu este ușor cu siguranță nici pentru ei. Um, am, deci am făcut, am încercat să fac din, din aceste două lumi uh, o lumea mea și până acum mă uitam că am deja 8 sau 9 ani de când uh, am, am început să să lucrez la asta și au, a trecut timpul, deci cumva am Încep să trec testul timpului, cred că. Cu tine și cu, cu toată... Pe, și cu toată, da. da. Deci, ce să zic, spun, am acum un, un proiect la care lucrez și trebuie să încep să filmez videoclip. O să fie o piesă foarte tare. Nu o să vă spun foarte multe lucruri, o să-ți o să dau ție piesa să o auzi. Eu zic că... Cred, eu, eu cred că va fi cea mai bună piesă de până acum pe care am scos-o. Uh, dar vom vedea, până la urmă, și Facem o ediție și numai despre muzică. Te așteptăm cu mare drag. Da, Mersi cu mare plăcere. Cu mare atât plăcere. despre câinii, atât despre această frumoasă pasiune să ai să, să fii... E, e chiar o pasiune să fii... E un mod de viață. E un mod de Pentru viață mine să fii de proprietar... De sau stăpân de da, câine. Da, da. Mulțumesc tare mult, Mihai Nae. Unde te găsim? Instagram, Facebook? Eu, Mihai Nae, Mihai Nae, dresaj pe YouTube, pe Facebook, Mihai Nae. Mihai, Mihai Nae. Nae. dați Mihai Nae și o să vedeți lucruri interesante. Vă mulțumesc tare mult, dragi prieteni, rămâneți alături de, de noi și nu uitați să ne găsiți pe TikTok, Instagram și YouTube cu acest podcast pun eu foarte interesant. O zi fabuloasă! Foarte bine. Șez. Recompensăm piticul, îi arătăm mâncarea, i arătăm mâncarea. Asta e. Culcat. Porni mai departe. Foarte bine. Șez.